ce frumos ne-am distrat în parculețul ăsta, nu? Da. Da, am luat și noi o poză aici lângă piscină. Hai să ne mai dăm pe leagăne. Bine. Mamă, îmi plac leagănele așa că te dai super tare, man. Oh, peste my cap. Da, ia uite, m-am dat deja peste cap. Bum. Și când te arunci este smecher. Pe prima. Da. Eu știu să-mi dau avânt și de aia, dar ăștia ia sunt uite. Și... Mamă. Dacă... Ar vedea... Da, te văd. Mama, hai să ne mai dăm pe topoganul ăsta, că a fost foarte șmecher, nu? Deci ăsta a fost cel mai tare. Iată. Și asta a fost, deci ăsta pe locul 2 cel mai tare și asta, pe locul, primul loc cel mai tare, uite. Să spun sar. Bum, 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 bum și încă o dată sare, uite, bum. Și acum te duci în piscină. Și vezi? Îți place? Da. Unde te-am dus eu? Mm-hmm. Ok. Aoleu! Cum să rind din greșeală pe aia? Ce s-a auzit? Ia-te cum fac eu. Și... Hai să plecăm. Ajutor! De ceva? Ce am uitat? Nu trebuie să știi tot. Da, trebuie să știi. Da, cred că știi. Păi totul... Poate să se întâmple orice. Iată, poți și să zbor. E pus să zbor. Așa. Sunt și la cumpărături aici, să vedem ce să luăm. Asta e ziua mea. E ziua mea astăzi. Mm-hmm. Cum să pune lucrurile ăștia în corcior? Aici nu e lai. Cum să pun ăștia aici în corcior? Mă rog, nu mai am ajutat. M-am furat și sunt. Nu știu ce face, nu răspunde. Alo, da? Așa, hai acasă, vrei? Bine, vreau. Ok. Ok, te aștept aici, pa. Pa, pa. Ok. Ok. Stai puțin acolo afară. Vreau să vorbesc cu cineva. Stai acolo afară. Cu cine vorbește? Cu cineva. Du-te afară. Du-te mai pe la restaurant. Vine? Da. Ok. O să trec și eu. Deci stai să sun. Cât era? 0... 9, 4, 4, 4, 5, 6, 3. Așa, sună. Alo? Bogdan, când vine pachetul ăla cu laptopul? Că trebuie să-i fac cadou mâine, surorii mele. Vine cam mâine pe la ora 3. Ok, dar te aștept. Adică te aștept coletul. Bine, hai, pa. Po. Ok. Așa să mănânc. Gata, hai, vino. Adică să-i că te sun, că nu cred că mă aude. Alo, Sara. Alo. Hai, vino. M-am terminat și eu să mănânc. A, păi mâncați fără mine. Oh my god, că mi-era și mie foame acum. Îmi tremură stomacul. Ok, las, hai vino. Hai că te văd. Mă dau și eu, te vedeam de mult. Nu de mult, dar... Te vedeam, dar nu puteam să... Mă vedeai la baie. Hai că lasă-mă să fac și un duș. La baie nu. Lasă-mă să fac și un duș, că după aia iar mergem. Ok.
Adică mergem undeva în oraș, nu știu unde. Oraș? Sau... Stai să văd. Ok. Ok, Sara a adormit să-l sun din nou pe băiatul ăla. Bă, vezi că a dus mai repede calculat, adică a dus mai pe la 4 laptopul ăla ca să o scot, sau ce pe la 4, pe la 2 a dus laptopul ăla ca să-l ascund prin dulap pe la mine, că s-a adormit și știi, că m-a scut prin oraș pe la ora 8 și știi, trebuie să am și laptopul ăla dinainte ca să nu stau mult. Bine? Ok, pa, pa. Ah, sper că nu m-a auzit. Sara, trezește-te, Sara. Da, ce zi, dormeam și eu. Hai, bine. Unde? Nu știu ce face, ne rugem la... Ce să facem, habar nu. Ai zis că vrei să mănânci. Da, mergem și noi să mâncăm. Da, ar hai vino și tu, da, nu refuza, dar nu refuza masa. Ia și tu nu cam și eu. Okay, hai. Hai că am pregătit o masă specială. Specială, poi? Habar n-am de ce, dar... Da, am pregătit dinainte, am comandat dinainte. Și nu mâncăm piure cu cartofi, adică piure cu carne. Nu vreau doar o apă sau... Nu! Păi, noi acum am comandat ceva mai special, știi? Bine, hai că mănânc. Ok. Deci am comandat ce ai vrut tu, suc. Și mâncare, adică da. Și mi se pare foarte bună. Adică am comandat Mac. Un hamburger, adică sau un burger, un suc de portocale și ție ți-am comandat de mere, cum știu că îți place ție. Și mai avem aici niște cartofi prăjiți și cam atâta. Dar îți place mai mult la de mere. Nam. Ce bune sunt. Am plătit și bani și gata. A fost bună? La sucul, să-l beau. A fost bună? Da. Să vedem ce mai iau pe aici. Acum iau și o cola, că văd că cola asta e gratis. Pentru cine a fost aici, văd că e gratis. N-am, e bună, hai. Hai să mergem. Unde? Ia, stai puțin. Dacă vrei, poți să te culci. Din nou, dacă te-am trezit. Da. S-a fost de duș, că... Oh, ce cauți aici? Dacă nu tot veni, ce asta? Nu, lasă, nu te pune să dormi și faci un duș pentru că... Da, știi tu. Îmi fac un duș? Bine, hai, fă-ți odată. Ok. Hai, intră. Ce mi-așa de băut? Super. Au. Hai, fă-ți un duș. Baia, du mai repede odată colegul ăla, că este 3 deja. Este 3 deja, du mai repede. Ok, frate, acum sunt pe drum. Ajung în 15-20 de minute așa. Ok, hai mai repede. Uite-l și pe ăsta, că se uită la geam. Bine, hai, pa. Mersi, bro, pentru colet. Așa. Nu știam că ești tu, că tu arătai de obicei altcumva. Bă, dar a venit toată lumea la noi în casă. Cine mai ești pe ăsta, prietenul tău? Ei, mă rog, mersi pentru colet, hai, pa. De ce s-a auzit? Gata, Sara? Da, uite, mi-am deslegat și părul. Cum arăt și frumos. Da, cu și bea pe el. Bine, hai să mergem afară, să ieșim prin oraș. Dacă... Tot este așa. Hai să ieșim și noi prin oraș. Unde ești? Să te plimb cu scuterul meu. Hai. O să
Bro, dar lasă-mă în pace, așa. Am, dar el încă nu pleacă, îi place așa, sport. A pus un cort, bă. Băiatule, nu fi, bă, ok. Da, parcă nu mai văzut pe la casă. Păi da, nu știu cine omul ăla. Uite, aici unde facem no. Lasă-l în hai, oprește. Stai puțin. Mergem mai întâi la hai jocuri. Mergem mai întâi la jocuri, pentru că știu că tu te-ai dorit de mult să fim la jocuri aici. Nu? Da. Uite, și ți-ți place, ți-ți place galben, nu? Ia uite și mai get ready, go. Hai, hai, du-te acolo, du-te. Go. Și tu te joci. Uite, clar, tu faci așa. Ce? Mergi, 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 gata, ies, am câștigat. Dar eram împreună? Da, eram împreună. Ia să vedem, happy birthday. Oh, da. Hai, unde plătim? Ai răbdare, nu veni. Dar nu veni sus, nu veni sus. Nu veni sus, ok. Nu, dar 6 ani. Nu știe treaba. Sara... Da, ce este? O, vină sus. Sus? Da, da. Sus, ok. Și închide ochii, închide ochii. Și la mulți ani! Yeah. Și mai avem o surpriză acasă, dar nu știi care e. Și dacă știi, să o ții secret. Care? Nu știu. Ok. Hai să mâncăm din tortul ăsta. Primul sărbătorit, tu ia felia la mai mare, normal. Mama și-a mâncat, a fost atât de bun tortul, nu? Da. Acum hai să mergem în gritul. Hai să mergem în gritul. La seara m-am zis. Înainte. Bine. Hai acolo. De mâine o să merg la școală? Nu, de fapt tu ai 5 ani. Nu, 6. Ai 5, man. Hai, luăm în gritul, cum ai zis tu. Hai să închidăm. Eu să-mi ia vanile și ciocolată, vă rog, domnule. Ciocolata, nu, vreau de ciocolată. De vanile și ciocolată, eu am de ambele, uite așa. Da și ție una. Stai puțin, nu? Ciocolată, vreau ciocolată, vreau de ciocolată. Așa, oh my god, stai că vrei prea multe. Îți dau și ție de asta? E ca asta? Păi eu am și o înghețată, iată. Nu vrei și tu cu vanile. Ba, aș vrea, dar lasă așa. O să ai mai mult. Ce bună e. Gata, am terminat-o. Domnule, pleacă de aici. Hai, plătesc-o. Pentru amândoi. Dar mâine vrea să mă angajez undeva. Păi, bă, dar să pleci ăsta. Ce faci? Nu mergem la salon? Ba da, da, să plecem! Bă, asta e bine! Wow! Ce frumos e aici! Hai, de plea! Ești cu albastru sau nu? Unde ești? Unde ești? La salon! Ok! Te vopsești odată pentru totdeauna, ai grijă! Da, poți să ți le schimb. Nu, poți să ți le schimb. Ia, dă-te pe verde sau roz. Deci ăsta cred că e toxic. Dă-te pe verde sau roz. Verde sau roz? Nu, să te faci tu verde sau roz. Fai, capul. Să nu prea merge, văd. Păi da, l-a stricat lumea, lasă-te pe verde, așa. Sau mai încearcă rozul. Și după aia pune-te aici să te speli
Bă, Vere, pleacă-le aici, lasă-mă. Așa, lasă-te pe roz. Da, lasă-te pe roz, lasă-te pe roz. Bă, da, lasă-te așa. De ce îmi place așa? Pune-te aici și spală-te. Adică să, te, să se ducă ce mai e pe tine. Așa, bravo. Mamă, deci dacă nu... Mamă, o să mă fac... O să mă duc aici. Du-te, băi, Vere. O să fac și unghiile. De la vârsta mea. Văd că n-are cine să ți le fac, așa că ți le fac eu. Nu știu și eu. Gata? Da. Și acum vrei să mergem acasă să vezi surpriza. Nu știu, să vorbesc cu doamna asta, puțin. Nu poți să pleci? Ce da asta cu toporul? Nu știu. Bună ziua, doamna, aș vrea să plătesc și... Și aș vrea să mă îngrăgie și eu aici, dacă se poate. Desigur că da... Ca să te angajezi, mai întâi trebuie să faci antrenamente. Da. Și... Că le dau mâine, cred. Da, mâine. Vreau astăzi. Ba, păi le dați mâine de la ora 8. E mineața? Da. Așa, la revedere. Ai, vii astăzi arăt cadoul. Unde, cred că... Ce să ne-am primit? Am primit. Am făcut. Păi 7. Ba nu, eu am 6 și tu ai 5. Stai puțin. Că îmi pierdu eu ceva. Ce? Cardul mi-l pierdui. Pe tu care l-a văzut. Da, mam, card de copii. Da, și îl mai găsesc. De la vârsta asta se primește. Ba da, de la vârsta asta, la nu știu cum nu-l găsesc. Eu bă, dar stai nebun la cap, bă. Așa, gata, am găsit cardul. Hai, ai acasă, hai să mergem. Oh my god, hai să mergem acasă. Nu, ia și cum pe mine cu scuterul. Vină la casa 4, că a fost un băiat care te-a dat, care pare rău, adică nu-mi pare rău că i-am zis așa, dar da. Ursulețul meu. Ok, și hai să vede, să vezi cadoul primit. Aici l-am pus în dulap și ia uite-l. În 3, în 2, în 1, ia uite, vezi? Un laptop, putem lua și eu ție. Păi da, mi-ai zis că ți-ai dorit și tu mult un laptop și... Bine, am dorit, da. Și de-aia am zis... Dar ce-am zis că nu mi-a cumpărat? Nu, mie de că mi-a cumpărat. Și ți-ai consumat o sumă de foarte mare de bani. Și acum... Acum, da. Wow. Hai să ne punem în pat, Sara. Hai să și tu cum e în pat, să ne uităm la televizor. Să bea și-o puțin apă. Hai, just așa. Nu ne clicăm, eu mai sunt pe canapea și citesc că mâine avem școală. Ai, eu n-am. Am zis, am școală și trebuie să învăț aici. Citesc, hai să citesc o poveste. Deci era odată un urs care s-a chinat. Am adormit și eu. Hai că trebuie să ne culcăm. Huiu. Cucurigu. Trezește-te, trezește-te. De ce? Hai să dau testul. Răbește-te! Stai cât e ceasul, că am auzit și ceva de când ai vorbit tu. Este o... 7... Este 8... Ca să spun, este 8 și... Fără 15 minute. Hai! M-am dus afară.
Eu mă duc. Alo. Da. Știți că am plecat să le seamă, pa. Bine, mă duc acum la pompieri. Hai, pa. Bună ziua, ați ajuns? Da. Ok, hai. Hai să dau testul, am trebuit. Păi nu mai trebuie să dai testul, că m-am uitat aici pe internet de tine și am văzut că ești fantastică. Că știi de pricep la asta. Ah, că da, ne suntem fată, dar avem părul așa că așa ne place nouă să îl facem. Da, uite-l și pe ăsta că veni. Ok, hai, luați-vă pe aici, faceți-vă comodă și da. Încă să mergem, da, poți. Dar câți ani ai? Am 5. Atunci e mai bine, o să te duci la, aici, la sătuni. Pentru că tu te-ai ales sătuni. Așa că hai, tu unde? Și după, stai să zic, stai, și după ce ai tuns, trebuie să îi pui aici pe oameni ca să... Ca să ce? Ca să se spele, să se ducă tot părul, bine? Da. Și în caz că vrei să iei, stai, în caz că vrei să iei o pauză, uite, ești pe aici, ești pe ușa asta și ai, poți să te duci la orice magazin vrei pe aici, prin spate. Și da, și mai bei și tu o cafea și știi, cam așa merge. Îți place? Da. Dar salariul este de 400 de lei pe lună. Wow, primiți bine, văd. Da, și banii care primești de la clienți sunt, adică tu trebuie să le ceri clienților dacă îi tunzi la unul, tu trebuie să le ceri 150 de lei, dacă îi tunzi la doi trebuie să le ceri 100 de lei și dacă îi tunzi la trei trebuie să le, 150? Da, 150. Și văd că știi, matematica ești bună, deci da, rest, dacă e, dai, bine, și păi, aici... Da, eu am bani destul. Habar am de unde ai tu bani, da, mă rog, și aici la coafură nu te bagi, pentru că da, adică decât aici te bagi, dacă omul vrea să se facă, da. Și fiecare culoare costă câte un milion. Dacă vrei să te obosești, trebuie să îți dau un milion, bine? Un milion? Așa de mult? Adică 100 de lei. Ok, hai, că te las, pa! Pa, pa! În sfârșit am scăpat și eu de asta. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea și eu să mă aranjez puțin la păr și să-mi fac și niște șuvițe roz. Roșii prin față. Se poate? Se poate. Deci mă tunde și pe mine puțin așa prin nu știu, colțurile mi le tunde puțin. Vreau păi asta decât la băieți 1, 2 sau 3, cred. Adică, da. Dar în orice caz, nu. Vreau să mă tunde așa puțin uite aici. Da, uite, aveți carte acolo. Și ce scrie în carte dacă... A, există și 1, 2 și 3 și la fete. A, tundeți-mă, păi, 3. 2, tundeți-mă, 2. 100 de lei costă. 2, vreau. Bine, ai mai ții tundeți-mă, ca să văd cum e așa. Stai puțin. Mă, ok, da. Ok. Da, mamă, ce tare. Ce tare arată. Mulțumesc pentru tunsoare, lasă 100 de lei. Da. Acum mă duc să-mi fac și părul. A, dar stați că trebuie să mă pun aici. Asta, cât, asta cu cât costă? Așa. Am 50. 10 lei. Ok, 10 lei. 10. Bine, luați.
Deci, în total 110 și vreau să mă fac cu șuvițe roșii și mă pun aici. Acolo 100 de lei? Bine. Da. A, da. Ok. Mulțumesc pentru... Da, vreau să fac și unghiile. Le faceți voi singure? Păi, nu știu, trebuie să mi le facă cineva. Dar voi să te angajeți să spun unde să o faceți unghiile. Păi să spun. Ok, atunci este numai bine. Le fac eu singur acasă, dar... Ok. Nu, mulțumesc pentru tot. Ia 100 de lei de aici, că am uitat să ți dau. Și hai, pa. Pa. Ok, mi-am făcut și părul cumva altundeva. Dar da, ce ai făcut? Ce ai câștigat pe aici? Ia stai să mă uit, stai să mă uit. Că aici ăsta face calculele, deci... e camera de vedere, să vedem atunci 100 de lei, să vedem dacă a fost bine. Au plus aia 10 lei. Să sunt 210 lei. Da, este bine. Deci mâine, te aștept și mâine, primul tău client este bine. Ia și aici salariu de 400 de lei. Deci am... Ia, ia să luăm de 400 de lei. Ok, și ne vedem și mâine. Și da. Deci banii rămân la tine. Și pa, pa. Pa, pa.